Cristina nu înțelegea atitudinea Deliei, de vorbea cu o parte dintre concurenți în seara aceasta și spunea că asta nu înțelege. Ea spune Delia că nu vrea să interacționeze cu el, nu vrea să aibă de-a face cu el, dar stă doar în preajma lui. Cristina spunea că Dediș s-a dus la Delia și Cristina a răspuns, hai lasă că și ea s-a dus la el atunci pe canapea. Iar Eliza spunea, dar e treaba lor. Și Liviu a intervenit și a zis că este treaba lor, că nu îl interesează și că oricum le-a spus în față și o să o spună de fiecare dată când o să vrea. Știți că Liviu i-a spus lui Dedish, are o părere despre el, cum că dacă o să mai fie ceva între el și Delia, o să fie doar de ochii lumii și cam atât. Nimic uh, serios, nimic uh, real și se pare că mai mulți concurenți din casă nu înțeleg această atitudine a lor, faptul că își vorbesc cum își vorbesc uh, și apoi uh, când sunt ușile deschise, își caută compania unul celuilalt.